Bine ați venit în studioul Klagemaur TV din Berna. Cu constatarea șocantă că dronele de luptă ale SUA ucid aproape în exclusivitate civili. Mark Mazetti, jurnalist la New York Times, relatează că președintele SUA Barack Obama, purtător al premiului Nobel pentru pace, semnează săptămânal așa zisa listă de ucideri, o listă care enumeră persoanele ce trebuie ucise. Această listă este apoi pusă în practică de CIA cu ajutorul atacurilor cu drone prin intermediul bazei militare aeriene a SUA de la Rheinstein, Germania. Conform cercetărilor intensive ale jurnalistului independent Jürgen Todenkofer, 1 până la 3% dintre miile de persoane ucise sunt combatanți militanți, pe când peste 90% sunt civili, printre care și mulți copii. Avocații prestigioasei Fundații pentru Drepturi Fundamentale confirmă acest raport. Prin urmare, judecători pakistanezi au cerut Organizației Națiunilor Unite să convoace un tribunal pentru crime de război împotriva Statelor Unite. Să rămânem deci pe fir și să urmărim cum se dezvoltă acestea în continuare. Vă doresc o seară bună cu rugămintea să-i atenționați pe cei din jur să urmărească Clagema TV. Pe mâine la aceeași oră.